Chiar dacă nu sărbătorește Paștele pentru că e musulman, Tunja Öztürk a împrumutat deja din obiceiurile nevestei. Și pentru că suntem în săptămâna patimilor, turcul care trăiește deja în România de aproape un an a testat generozitatea. După ce a străbătut zona de nord a capitalei și a ajuns în Piața Romană, unde avea treabă la clinica la care lucrează, Tunjai a ochit un loc de parcare cu plata la oră. Chiar dacă o oră costă acolo 1,5 lei, turcul a dat 5. Păi, dar din dar se face rai, nu? Dar, dincolo de asta, Tunjai mai multe nu va face pentru că n-are voie să se închine la înviere și nici miel să mănânce. Așa că, cel mai probabil, zâna se va bucura singură de friptură, iar soțul îi poate face o șaorma cu de toate.